Acesta este bărbatul care a fost adus la audieri în cazul uciderii lui Adrian Trainer, omul de afaceri din Sibiu ucis în propria casă. El este bărbatul dus la audieri în cazul uciderii lui Adrian Trainer, omul de afaceri din Sibiu. A mai fost implicat în infracțiuni. În această dimineață, au fost făcute verificări la două adrese din Timișoara, acolo unde anchetatorii aveau bănuiala că s-ar afla persoane care ar face parte din cercul de apropiații ai agresorului identificat cu ajutorul ADN-ului. Acest bărbat a fost ridicat de către polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale din Timișoara și urmează să ajungă la sediul IPJ Sibiu, unde va fi audiat. Anchetatorii au bănuiala că la scurtă vreme după ce atacatorul a revenit în țară, mai exact, a aterizat pe aeroportul din Budapesta. A ajuns în Timiș, acolo unde și-a petrecut noaptea, iar mai apoi a mers la Sibiu. Importantă de menționat este faptul că bărbatul care a fost ridicat în această dimineață de la Timișoara, este la rândul său implicat în tot felul de infracțiuni. Spre exemplu, acesta a fost condamnat într-un dosar de falsificare de carduri de peste Ocean. A furat 127.000 de dolari în SUA folosind carduri clonate. În anul 2016, suspectul în cazul crimei lui Adrian Trainer se afla în fața unui posibil verdict sever în Statele Unite ale Americii, după ce a pledat vinovată de comiterea unui furt în valoare de aproximativ 127.000 de dolari. Acuzațiile îl vizau pentru instalarea de dispozitive de clonare a cardurilor la mai multe bancomate din diverse state americane, inclusiv New York și Massachusetts. Acesta a recunoscut că, în perioada cuprinsă între 30 august 2015 și 24 octombrie 2015, a utilizat astfel de dispozitive pentru a clona carduri și camere pentru înregistrarea codurilor PIN, scopul fiind să fure fonduri din conturile mai multor persoane. Această infracțiune l-a plasat într-o poziție delicată, cu o posibilă pedeapsă între 2 și 30 de ani de închisoare, fiind și supus unei amenzi de până la 250.000 de dolari.